Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cine face și desface toată ziua are ce face Republica Fantastică România. Aceasta pare noua deviză a Ministerului Educației sub autoritatea domnului Sorin Câmpeanu. Domnul ministru ar vrea acum revenirea la organizarea anului școlar pe trimestre, nu pe semestre. De ce? Domnul Câmpeanu face o legătură între trecerea de la semestre la trimestre, dar fără a aduce și dovezi în sprijinul acestei presupuse legături. Iată ce declară dânsul. Citez. Am început cu semestre în 1998. Până atunci, anul școlar era organizat în trimestre, așa cum ne amintim cu toți. Deci, domnul Câmpeanu și-a aduce aminte. Deci, din 98, chestia cu semestrele. Și continuă. Nu știu dacă este coincidență sau nu. Dar din 98, calitatea sistemului de învățământ a scăzut continuu. Tot de atunci am avut o rată de promovare mică la examenele naționale. A început să crească puternic și abandonul școlar. Nu știu dacă e o simplă coincidență. Aștept analiza specialiștilor, a spus domnul Câmpeanu. Mă înțelegi? Eu trebuie 24 de ani ca să se prindă de treaba asta. Cred că este o coincidență. Coincidență? Nu cred. Deci, dacă vreți o școală adevărată, bună, în care să avem scoruri bune, teste PISA, e cel mai simplu. Revenim la trimestre. Zici că e la teleshopping. Adevărul că acum mă gândesc. Există reale avantaje. Practic, da. Deci, tot o să fie... România o să intre în top cele mai bune universități din lume. O să fie promovabilitate maximă. Numai dacă se face această schimbare. Te ține un pic în priză. Da. Eu am prins așa. Da. În sensul că am încheiat-o cu școala 99, deci am prins un sezon de... Semestre, un sezon de... Da. Și nu știi de ce te simți... A? La trimestru, dacă vă aduceți aminte că voi ați prins numai trimestre, da, aveai 3 medii. Da? Pentru media generală. Și atunci trebuia, dacă, de exemplu, aveai o medie de 4, să zicem, printr-un mare ghinion și mai aveai încă o medie de 4, îți trebuia și o medie de 7 ca să treci clasă. Așa. Te ținea un pic în priză. Înțelegi. Deci la semestru, dacă aveai, 6, că dacă aveai o medie de 5, pa, că următoarea poate să fie 4, și tu îți vezi de treabă. Dacă ai o medie de 5 într-un semestru de 4, și următoarea de 4, ai media 4,50, deci da, 5. Aha, se mergeți. Așa, la 2 de 4, trebuie una de 7, greu. Au și faptul că ai prins totuși un an cu semestre. Da. Te simți mai... Dă. N-am apucat să... Adică experiența a fost prea scurtă. Dar zic așa, nu, lăsând Caterinca la o parte, că aici e Republica Fantastică, trebuie să fim ceva mai serioși. Serioși, da. Ideea e, eu cred că îi ține mai mult în priză pe copii. Eu nu neg... Structura cu trimestru. Eu nu discut dacă... Adică... Mai multe note, mai multe... Nu aici e discuția dacă o fi mai bine, mai rău, ci modul în care face legătura domnul ministru, care are, cred, adică... Mi se pare că face o confuzie între cauză și corelație. Știi? Asta adică da. Faptul că... Nu cred că dacă revin la semestre, brusc învățământul românesc o să devină super performant. Că nici înainte nu era. Deși... Da. Adică dacă, știi, una e cauza, alta e corelația. Dacă observăm, de exemplu, să zicem că cel mai mare cutremur din România s-a întâmplat într-o vineri. Asta nu înseamnă că s-a întâmplat din cauză că era vineri. Una e cauza, alta e corelația. Faptul că în România calitatea învățământului a început să scadă din 1998, ceea ce oricum e cam discutabil. Adică poate da, ne uităm pe date, da? Da? Nu înseamnă că asta are neapărat legătură cu faptul că în anul respectiv a fost aplicată o reorganizare a anului școlar în privința semestrelor trimestrelor. Poate că așa o fi, dar nu mi se pare, nu că nu s-ar putea. Dar trebuie ceva mai mult decât o presupunere ca să iei decizii corecte în acest domeniu. Și în orice domeniu, de altfel. Și, mă rog, de altfel, la noi ca la nimeni. Iată, fiecare ministru cu propriile sale idei. În 1998, ministrul educației de atunci, Andrei Marga, declara, legat de trecerea la semestre, citez, va fi mult mai bine și pentru elevi și pentru profesori, deoarece nu va mai exista acea teroare de a pune note și a încheia medii la sfârșitul trimestrului. Deci ministrul educației de atunci era să trecem la semestru, să fie mult mai bine. Și după vorba aia, 24 de ani sau cât or fi trecut de atunci... N-a fost bine. Da, poate că, nu știu, de atunci s-a deteriorat toată treaba. O scurtă paranteză, adică... că am primit mesaje, am dat o informație greșită. Dacă ai o medie de 41 de 5, rămâi corijent că la media generală nu se rotunjește. Asta mai mulți mi se părea și mie ciudat. Nu știu cum ai obținut tu rotunjirea. Că dacă ai un 41-5, te înțelegi. Nu. Omenește. Dar de fapt îți trebuie așadar un 41-6. Oricum abordarea este greșită.
a ta, în privința modului în care... Păi când vorbim corigențe. De calitatea învățământului, la asta se referă ministru, nu la aia care, domne, nu mai sunt atâtea medii de 10, acum sunt multe de 8. Adică tu zici așa, mamă, dacă ești corigent două trimestre, da, te pui pe treabă. În timp ce dacă ești corigent un trimestru, nu te pui pe treabă. Nu e vorba că te pui pe treabă, e vorba că te ține în priză, adică ai de trecut trei trimestre. Băi, noi vorbim de discuție despre calitatea învățământului și toată discuția voastră se duce la baza de jos, da, la cum exact. Faci să treci clasa. Păi nu, da. Asta înseamnă da, calitatea da, învățământului, până la urmă. De aici. Nu, calitatea e definită de mulți factori. Da. Mai departe, excelență. Excelență, da. Mamă, deci am făcut schimbarea asta, o să fie mult mai tare. Ei, da, vorbim cu trece în clasă. Cred că sunt constanți. Sincer să fiu, mi se pare o discuție realmente derizorie asta deschisă de două ministru. Adică eu cred că problema fundamentală a educației românești ține mai puțin de numărul de semestre sau trimestre și mai mult de calitatea corpului profesoral și a programei școlare. Cred că acolo trebuie lucrat. Și faptul că sunt semestre sau trimestre, ok, poate fi important, dar s-ar putea, nu știu, să fie altceva mai important. Dar sigur, cine suntem noi să ne dăm cu părerea? Adică dacă, poate dacă vreți o opinie, puteți să schimbați dimineața cu seara, să vedeți că s-ar putea să vină progresul. Adică știți, elevii care învață dimineața să învațe seara, după masa, și viceversa. Și atunci poate că o să fie mai bine, nu știu. Cred că e mai bună discuția asta. Da. De ce râzi, mă, Luca? Mesaj de la Cristina din Oradea. Da. Calitatea învățământului a scăzut de când s-au pus camere la bac. Bună asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.